Ei bine, astăzi, pe data de 22 aprilie 2023, împlinesc minunata vârstă de 19 ani. Dar e o mică problemă, chat. Că noi suntem de fapt în 30 august 2022 și clipul ăsta îl postez pe 22 aprilie 2023. Motivul aveți în descriere, da, în descriere și în descriere și iar descriere. Până la data de 22 aprilie 2023, nu știu ce o să fac. V-am zis că am foarte multă treabă anul ăsta. E un an greu, un an dificil, un an care mie unul nu-mi place. Acum nu mă refer gen la 2023, mă refer gen de pe din septembrie până în iulie 2023, deși 2022 și 2023, ok? E un an, cum îmi place mie să spun, de cacao. Ei bine, da, nu știu ce se va întâmpla cu canalul, nu știu absolut nimic. Eu am încercat să fac clipuri. Am încercat și încă mă chinui, încă mai am nevoie de... Stați așa un pic să iau calculatorul și să calculez. În momentul de față, la data în care filmez, încă mai am nevoie de 70 de videoclipuri. Nu știu dacă o să pot să le termin pe toate. De postat nici măcar atât trebuie de postat, de programat. Mai am o groază de programat. Am de programat 140 plus 70, care mai vine ar veni 210 clipuri. Nu știu dacă o să pot programa atâtea clipuri. Eu sper că da. Nu știu dacă o să am timp să fac atâtea clipuri. Eu sper să da. Tot ce vreau să zic e la mulți ani mie, haideți chat, un la mulți ani, dacă mai e cineva, repet, dacă mai e cineva, deși șansele sunt foarte, foarte mici ca să mai fie cineva, având în vedere, nu știu ce având în vedere, dar având în vedere ce activitate am avut în trecut. Și, na, sper să se termine cu bine, să am timp să fac toate clipurile. Am emoții, sincer, 70 de clipuri când mă gândesc că mai am de făcut atâtea, plus că trebuie să le programez pe toate. Nu cred că o să am timp cu aia. Mai am doar o singură zi, azi și mâine, 2 zile. Că pe întâi fac bagajele și papa YouTube. Sper să fie totul bine. Am dat și IP-ul la server, dar, dude, cui mai pasă că și așa o să fie închis pe veci. Când vedeți clipul ăsta, o să fie 100% închis. Și na, ne vedem cu episodul următor, care posibil să fie pe 23 aprilie. Care îl fac tot pe 30 august 2022. Yay! Ce viață frumoasă am! Ciao!